Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. În ediția de astăzi aș vrea să discutăm despre recuperare medicală. Poate vi se pare un termen greu de explicat sau fără importanță. Ei bine, nu. Recuperarea medicală este o știință. Este o știință care nu poate fi Folosită decât de aceia care au învățat cu adevărat arta recuperării medicale, pentru că este o artă. Și să știți că poate ați auzit chiar recent, în pandemie, vorbindu-se despre recuperare post-COVID. Ei bine, da, pentru că este nevoie de recuperare medicală în toate specialitățile. Și în neurochirurgie, în neurologie, în psihiatrie, în chirurgie estetică, în ortopedie, nu mai vorbesc. Deci, recuperarea nu înseamnă altceva decât a ne pune la treabă acel organ sau parte a organismului care a suferit în urma unei boli, traumatism, cine știe ce afecțiune. Așadar, pentru această ediție, pe care mă doresc foarte interesantă și garantat, așa va fi, l-am invitat alături de noi pe domnul doctor Edis Mustafa. Domnul doctor este medic primar în reabilitare medicală. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că sunteți astăzi împreună cu noi. Bun găsit și mă bucur să fac parte din invitație emisiunii dumneavoastră, și mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase spuse despre tot ce înseamnă reabilitare, recuperare medicală. Este nevoie, domnule doctor, să vorbim cât mai mult, pentru că se vede că oamenii nu au înțeles. Nu au înțeles că atunci când ai o problemă ușoară, trebuie să ții cont de recomandarea medicului, așa cum iei medicamentele pe care ți le-a prescris. Ei bine, orice alt sfat pe care ți-l dă medicul trebuie urmat. Aș vrea să fac mențiunea că domnul doctor este un medic de excepție, de excepție pentru că îi place să învețe continuu, pentru că nu s-a lăsat intimidat de schimbările care apar în sistemul medical, ba din contră, a dorit să țină pasul cu ele, să fie în frunte. A avut mentori cu care se mândrește pentru că de fapt de la ei a învățat Carte, multă carte. Și astfel, domnul doctor a devenit primul medic din România care a abordat terapia de stimulare electrică transcraniană în tratamentul pacienților săi, o terapie revoluționară în tratamentul depresiei, migrenelor, anxietății, tulburării de vorbire post-AVC. Dar și pentru îmbunătățirea performanțelor cognitive și sportive. Domnia sa este șeful ambulatoriului, dar și coordonatorul Centrului de Recuperare din cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Ioan din Capitală. A lucrat la Spitalul Elias, face parte din societăți naționale și internaționale de profil. Domnule doctor! Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. Așadar, vorbim despre recuperare reabilitare medicală în toate domeniile. Este știința de care nu trebuie să ne fie rușine, nu este cenușeareasă medicinei, este o știință. Haideți să vedem ce este de fapt recuperarea medicală dumneavoastră ca profesionist în domeniu. Bun, e adevărat că am întâlnit mulți din termenii pe care i-ați precizat, i-ați menționat dumneavoastră inclusiv cenușarea asta. Din păcate este, o, este un atribut adus incorrect unei specialități atât de importante și vechi unde societatea noastră are, împlinește anul acesta 100 de ani de existență 100 de ani în care s-au întâmplat foarte multe lucruri bune și în care mulți dintre profesorii mei și nu numai au marcat cât se poate de pozitiv procesul de vindecare a multor pacienți. Recuperarea pot spune că este specialitatea, sau putem spune chiar fără lipsi de nicio aroganță, dar putem spune că este specialitatea care tratează în mod direct partea funcțională a pacienților. Deci orice pacient care a suferit un traumatism, a avut o intervenție chirurgicală, este salvat, operat cum trebuie, trimis acasă, dar el va fi destul de anxios, va fi destul de temător în privința limitelor pe care le are. Și de cele mai multe ori, aceștia sunt forțați să afle aceste limite pe propria piele. Într-un program de recuperare, sub managementul medicului specialist de recuperare, acesta va căpăta și va înțelege tot procesul într-un ritm progresiv, corect, constructiv pentru el, tocmai cu scopul de a limita posibile sechele care pot rămâne după diferitele probleme de sănătate. Exact asta am încercat să menționez faptul că am vorbit de doi ani de pandemie, am vorbit de o boală infecțioasă destul de gravă, și oamenii nu au înțeles, sau poate ar fi trebuit să înțeleagă, că a fost nevoie de recuperare post-COVID. A fost foarte importantă. Atunci când vorbim de afectare pulmonară, ei efectiv erau îndrumați să respire într-un anumit fel, astfel încât capacitatea pulmonară să poată fi reluată la nevoile pe care le a avut înainte de boală, la fel suferința, partea de suferință cardiacă, partea de circulatorie, toate, toate în acest context al COVID, au făcut parte după ce s-a încheiat boala dintr-un proces de recuperare, de reabilitare. Sigur. Putem spune despre procesul de recuperare că de fapt este un proces în cazul unei operații, de exemplu, putem vorbi de un, o perioadă perioperatorie. Deci recuperarea începe atât înainte, cât și în timpul și după intervenție propriu-zis. Spuneați de COVID. În spitalul public în care lucrez, coordonând echipa de recuperare, am reușit împreună cu colegii mei din spital să formăm o echipă, o echipă compusă din kinetoterapeu și asistenți de fizioterapie, pe care i-am trimis la propriu în tot spitalul, unde au lucrat cu diferiți pacienți de pe diferite compartimente, începând de la terapie intensivă până la secțiile medicale, unde pacienții care treceau peste, da, hopul acela care pe care reprezintă terapia continuau cu recuperarea. Vă pot spune că, așa o chestiune simplă, dar între pacienții care au făcut recuperare, puțin sau mult, nu contează, a fost o diferență semnificativă față cei care nu au făcut deloc. Deci cu atât mai mult procesul acesta de vindecare, de tratament pe care le prezintă recuperarea, a fost extrem de important în toată perioada pandemică. În cadrul, în curicula noastră ca și medici de recuperare, avem și câteva luni de pneumologie. Am avut și plăcerea și onoarea să pot să parcurg aceste luni în spitalul Marius Nasta, unde exista din fericire un, colțișor de recuperare unde pacienții care aveau diferite forme de pneumonie, de BPOC și de alte boli pulmonare parcurgeau acest tip de program. Vreau să vă spun că era, nu că elementar, era mai puțin nu se putea, dar pacienții erau atât de fericiți și bucuroși că pot face ceva constructiv și se simt mult mai bine decât să meargă acasă, să ia niște pastile și să stea într-un repaus permanent încât da, chestia asta m-a impresionat. Din păcate, anii ce au precedat după perioada în care eu am fost acolo, și acel sistem a fost da, limitat ca și adresabilitate. Foarte mulți pacienți de acolo s-au îndreptat spre Sfântul Ioan pentru că știau de mine că sunt acolo și că aveam oarecum noțiuni în privința aceasta a recuperării respiratorie și am reușit să îi putem ajuta în continuare. Ce pot spune eu în plus? În spitalul public în care sunt în momentul de față am foarte multe alte specialități, cum ar fi chirurgia plastică, ortopedie, chirurgie vasculară, lucruri de care ați menționat și dumneavoastră. Nu există aproape pacient care să nu aibă nevoie de serviciile noastre. Și dacă vorbim de serviciu public de sănătate, pe noi ne interesează să avem un popor sănătos, nu spitale profitabile. Pe noi ne interesează ca oamenii care sunt tineri, în special, care sunt în câmpul muncii, să se întoarcă cât mai rapid, da? să fie eficienți. Și atunci recuperarea îi ajută și în privința aceasta. Este foarte interesant faptul că Totodată, dumneavoastră sunteți și cofondator partea unui centru privat, cel în care ne aflăm noi astăzi, respectiv centru kinetic. Și asta tot din nevoia de a transmite această informație. Dacă în sistemul public ați pierdut-o, păi să știți că există acest centru. Acest centru este foarte important și foarte, foarte necesar, pot spune, în contextul în care oamenii trebuie să audă de această știință și trebuie să o simtă. Ei aici vin pentru că este nevoie de recuperare în toate domeniile. Am spus încă de la început că dumneavoastră sunteți cel care ați Inventat în România și vă sunt recunoscute aceste merite, terapia de stimulare electrică transcraniană în tratamentul pacienților, o terapie, am spus, revoluționară, în tratamentul da. depresiei, migrenelor, anxietății turburării de vorbire după AVC, dar și pentru îmbunătățirea performanțelor cognitive și sportive. Haideți să vedem, domnule doctor, ce se întâmplă sau cum de-ați ajuns să vedeți că se poate prin această metodă să. Reușit să-l faceți pe respectivul pacient să nu mai fie depresiv. Că mă gândesc la depresii, la anxietate sigur, sigur, mai toți ne confruntăm într-o anumită perioadă a vieții cu. Un episod, astfel de episoade. Necesitatea de a da alternative pacientului meu. Asta m-a determinat pe mine să pot să caut și să găsesc ceva fezabil, o alternativă nouă, o alternativă, alternativă care ține de viitor. Chiar Stephen Hawking a vorbit despre terapia asta și spunea că face parte dintr-un lanț de terapii care probabil va marca următorii 20 de ani în evoluția omenirii. Lucrurile astea, având în vedere că aveam foarte multe persoane în jur care, probabil știți, orice e nou probabil nu este bun dacă nici nu știi nimic despre ce este vorba. Și m-am luptat cu foarte multe idei preconcepute de genul acesta, dar personalitățile și profesorii de la care am avut onoarea să învăț în vest, în special în Germania, m-au convins că acest drum poate fi unul benefic și, bineînțeles, foarte bun pentru pacienții noștri. Totul a început în 2016, am ajuns într-un centru universitar cu o vechime de 500 de ani aproape, cu 3-4 laureați Nobel, ceva pentru, pentru mine era ceva fabulos un copil din provincie, să zicem așa, ajungând într-un într circuit atât de important cu profesori de la Harvard, Princeton și Stanford și foarte, foarte multe universități de prestigiu ale lumii, oameni care fac cercetare fundamentală. Oameni de la care am învățat și am înțeles că nu voi greși dacă voi implementa acest tip de terapie și la noi în țară. Practic, face parte, terapia de stimulare electrică transcraniană face parte dintr-o familie a stimulărilor non-invazive transcraniene. Aici mai avem și stimularea magnetică, despre care multă lume știe și se folosește foarte mult la noi în țară, dar din păcate cu foarte multe hibe și hibe care nu le sunt prezentate pacienților. Eu, în general, să mă consider un medic franc. Deschis și sincer vis-a-vis -vis de pacienții mei. Nu mă interesează alte lucruri decât să-mi fac semenii bine și să am grijă, așa cum aș avea grijă de familia mea. Bazându-mă pe aceste principii, am investit în ceva în care poate pentru unii nu avea o finalitate bună. Am avut încredere, am parcurs cel puțin 100 de pacienți în cercetarea mea de doctorat cu rezultate foarte bune. Erau pacienți cu accente vasculare. În general, depresia apare și în accidentele vasculare, lipsa de motivație, în special pentru vis-a-vis -vis de programul de recuperare, aici era un target. Pe lângă asta, într-adevăr, a fost și afazia, un hop pe care am încercat să-l da, să ameliorez prin această terapie, dar totul se răsfrânge direct și pozitiv asupra pacientului când sunt incluse într-o echipă. Nici de cum nu sunt doar meritele mele meritele sunt ale întregii echipe, pentru că un medic de recuperare este un manager al unei echipe interdisciplinare din care fac parte în funcție de patologie, da, ortopezi, neurologi, reumatologi, imagiști, până la fizioterapeuți, chemoterapeuți, asistenți, logopezi, psihoterapeuți și lista poate continua. Haideți să vedem, domnule doctor, pe înțelesul nostru, ce înseamnă de fapt această terapie, cum acționează, și în ce constă în primul rând? Sigur, este o terapie bă, bă, prin care bă, se generează un bă, flux de curent electric. Adică aveți un bă, aparat care generează acest flux? Sigur, Aparatul așa. este pe care îl folosim noi este bă, mai mult ca sigur cel mai bun și mai performant din lume la ora actuală. Este un aparat destul de simplu, așa ca și montaj, este wireless, pacientul nu este legat da. la ceva anume, este liber să se plimbe în cameră, poate face sport, poate face urma programul de recuperare în timp ce se stimulează. Acest aparat pe care îl folosesc poate genera toate formele de stimulare electrică, pentru că ele sunt mai multe, adică într-o stimulare electrică sunt mai multe forme de curenți: curenți cu formă continuă, alternativă și un anumit tip de curent randomizat. Se numește, e o chestiune destul de nouă în medicină, dar cel mai mult folosim curentul continuu. Se montează o cască, este similară cu casca de la electroencefalogramă. Okay. cu referințele respectate ca la EEG în sistem 10-20-20-20. Asta este un lucru foarte important pentru că de fiecare dată, conform protocolului pe care eu îl stabilesc, da, respectând uh, indicațiile internaționale, pacientului se va monta electrodul pe aceeași zonă. Și aici vorbim de cel puțin doi electrozi. Unul stimulează, unul uh, recrutează curentul, da, generat de electrodul pozitiv sau negativ. În timpul stimulării, activitatea cerebrală poate fi excitată sau inhibată, da? astea cu diferite scopuri în diferite patologii. Vorbim de, de exemplu, un, o anxietate și vorbim despre o boală Parkinson, nu vom stimula la fel cu același, tipuri de, același tip de stimulare. Dar beneficiile cu adevărat se culeg după încheierea Perioade de stimulare, adică acelor 20-30 de minute, în funcție de indicație, deoarece câmpul electrostatic cu care se încarcă creierul este cel care va genera mecanismele de acțiune pe care noi le urmărim, ca și medici, pentru pacienții noștri: mecanisme similare cu cele generate de tratamentele medicamentoase, deoarece necesitatea stimulării electrice oarecum a fost amplificată la pacienții unde tratamentul medicamentos nu mai avea randament, da? avea o farmacorezistență, spunem noi. Și atunci lumea medicală caută întotdeauna alternative la aceste lucruri și mai mult de atât stimularea electrică transcraniană are mult mai puține efecte secundare față de posibile tratamente medicamentoase. Dar poate înlocui tratamentul medicamentos în acest context să trec direct la stimulare? Este o întrebare foarte bună și destul de dificil de răspuns. Nu putem renunța la anumite tratamente medicamentoase subit pentru că poate exista un rebound, o recădere da. după acest tratament medicamentos în la pacienții psihiatrici. Și atunci, în funcție de vechimea patologiei, în funcție de vechimea tratamentului medicamentos, împreună cu un psihiatru, da, vom lua decizia în privința felului în care vom scădea sau renunța la tratamentul medicamentos. Dar scopul este ca pacientul să fie cât mai bine. Și există o durată a tratamentului de stimulare? De principiu, sunt durate stabilite prin intermediul protocolelor, după cum vă spuneam, în funcție de gravitate, de vechime, pentru că pe lângă disfuncția propriu-zisă a organului sau a mecanismelor care se petrec în interiorul cea creierului, la nivel de neurotransmițători. Noi putem, da, sau le explic pacienților în felul următor că stimularea are un efect cumulativ, ca și cum ai lăsa să picure, da, așa apă într-un pahar. Și cu cât vei face mai multe pe o perioadă de timp, lucrurile vor fi în favoarea ta. Pentru că putem vorbi de o depresie care e, a debutat cu 3-4-5 luni înainte sau cu, vorbim de o depresie care durează de 10 ani. Și atunci e clar că avem nevoie de o expunere mult mai, pe o durată mult mai lungă. Față de o persoană care are o suferință de puțin timp. Pentru că știm foarte bine că noi somatizăm foarte mult, avem foarte multe informații în jurul nostru pe care nu știm cum să o filtrăm. Și atunci somatizarea asta pe subconștient ne va face mai mult rău decât credem noi. Adică credem că ne informăm, dar, de fapt, informația falsă ne va strica mult mai mult. Ați făcut mergeți. o mențiune extrem de importantă. Reacții adverse, reacții secundare Simu. în urma stimulării electrice transcraniene. Este foarte important pentru că e bine de înțeles tot ceea ce se întâmplă atunci când primim un tratament și o recomandare pentru un anumit tratament. Așadar, ce simte pacientul pe durata acestei. Variază felul în care fiecare pacient percepe acest tip de stimul. Pacienții neurologici, în general, nu vor simți nimic în primele 3-4-5 ședințe din experiența mea. Există diferite tulburări de sensibilitate, diferite probleme despre percepție. Da, și el nu știe cum să relateze ceea ce se întâmplă acolo. Din experiență personală vă spun că după câteva zile, să zicem așa, mai popular vorbind, se dezmorțește locul și atunci pacientul începe să se spună. Se simt ca niște pișcături, ciupituri locale, unii le dau ca o presiune ușoară, Având în vedere că, cel puțin la curentul direct, intensitatea pe care o folosim este o intensitate extrem de mică, de 2 mA maxim, deoarece la subiecții umani e acceptat sunt 4 mA, Având în vedere dispozitivul pe care îl folosim, electrozii sunt argintați, aparatul verifică în timp real impedanța, deci nu există riscuri. Așa, în literatură sunt descrise efecte secundare la stimulare, dar, bineînțeles, știm foarte bine că și dispozitivul prin diferitele mijloace de verificare poate să limiteze aceste riscuri. Și atunci când se verifică în timp real, de exemplu, impedanța și în electrod se descarcă mult prea mult curent sau mai puțin, atunci aparatul va ști să facă să ia măsuri în privința acestui aspect și va asista imediat stimularea cu scopul ca pacientul să nu aibă nicio fel de problemă. Putem spune că am tratat peste 500 de persoane propriu-zis, da? corect, organic. Nu am avut nicio problemă majoră, în afară de o ușoară migrenă am pasant, așa poate care nu știu nu ne-a am fi legat o de stimulare. Persoanele au stat în curenți de aer rece și etc. Asta a fost cam cele mai importante, dar în rest nu este un panaceu, asta trebuie să știe, să știe toată lumea că nimic în medicină, nici măcar o pastilă pe care panaceu. da, nu e Așa panaceu. Ai. Dar cu foarte mare încredere și responsabilitate, pot spune că aproape în întregime pacienții care au trecut prin această stimulare au resimțit beneficii. Poate nu cele pe care, pentru care au venit, dar au avut condiții de sănătate ameliorate pe anumite pe anumite parametri. E important de știut și este important și ceea ce ați spus puțin mai devreme, până la urmă nu ești legat de un pat, ci pur și simplu poți să fii chiar în sală, unde îți desfășuri activitatea lejer la aparate sau poți să te plimbi, poți să faci Sigur. orice altceva și aceasta îți dă deja o încredere mai mare în, în tratament atâta timp cât eu nu sunt legat de un aparat care mă ține țintuit acolo exact. trei ore ca în dializă ferească Dumnezeu da, sau altele, da, 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 da. Este, este deja un pas, un punct câștigat, pot spune. Și um, mă bucur că ați făcut uh, precizarea că, sigur, nu vorbim strict de uh, pacienții post-AVC, ne gândim la ei pentru că aici este foarte mare nevoie de dezvoltarea continuă a reabilitării și Cred că ar trebui făcut cât mai mult posibil, exact, pentru că exact. acești oameni nu sunt pierduți după accidentul vascular cerebral, nu. Dacă intră în program de recuperare, sunt salvați. Revin, redevin normali și cred că așa, în multe alte suferințe. Dar, pentru că vorbim despre boli psihice, în psihiatrie, sigur, când vorbim de depresie, se știe că tratamentele sunt cam de lungă durată. Dacă ar putea fi scurtate aceste tratamente în contextul în care se suprapun, merg mână în mână și cu stimularea. Oamenii în general și persoanele care suferă de depresii forme severe sunt automat și anxioși, sunt destul de refractari și temători în privința deciziilor, în, în privința mediului înconjurător, au de cele mai multe ori vin pe aceste aspecte, pe niște traume care țin de familie, țin de mediul profesional Așa mai departe. Și de aceea este un cumul de factor. Adică, noi, când tratăm, tratăm niște mecanisme de acțiune care se desfășoară la nivelul scoarței cerebrale și la nivelul activității neuronale. Dar... Adică, acolo activitatea este încetinită sau este afectată? Poate că este. Surexcitată sau. Vorbim poate... de neurotransmisători, exact. de, de serotonină, vorbim de. Tot, toată lumea știe de toate acestea și se folosesc poate mult prea des aceste. Și, de fapt, acolo interveniți. Și acolo intervenim. Unde exact. este adică... Un deficit, e un dezechilibru exact. la un moment exact. dat. Exact, dacă în, în accidentele vasculare vorbim despre mecanismul esențial de neuroplasticitate, prin care pacientului se dă posibilitatea să se reduce, să-și reduce mobilitatea coordonarea, echilibru, vorbirea. În cazul pacienților cu depresii avem nevoie de o sincronizare a activității neuronale. Este un, un experiment foarte, foarte interesant făcut de o un universitate din Japonia, experimentul celor 32 de metronoame care sunt activate în mod distinct și care într-un timp, da, datorită câmpul electromagnetic generat de frecarea Acelui, da, metal de aer, va reuși, prin câmp electrostatic, să sincronizeze toate cele 32 de metronome. Și acest lucru este explicat și comparat cu activitatea desincron a sistemului nervos central și pe aceste considerente și pe aceste dovezi științifice se bazează și explorările ulterioare cu scopul de a ajunge la protocoale cât mai țintuite pentru aceste patologii. În centrul în care Lucrat și dumneavoastră, nu discutăm numai de recuperarea neurologică, pentru că știm că putem discuta despre recuperare ortopedică și chirurgicală. De fapt, vorbim de toată recuperarea medicală Sigur. și aici. Sigur. Gândindu-mă la um, segmentul de orto, când vorbim de ortopedie, se întâmplă ceva în ultima perioadă, nu știu dacă are COVID-ul influență foarte mare, dar cert este că foarte multă lume reclamă dureri ale sistemului musculoscheletal da. că sunt stricte ale oaselor că sunt combinate cu mușchii, că sunt articulațiile în acest context cred că recuperarea este foarte importantă, la fel de importantă așa cum am vorbit în neurologie haideți să vedem în ce constă de fapt recuperarea este sigur post traumatism așa cum se întâmplă permanent sau recuperarea în cazul unor suferințe ale sistemului Musculoscheletal, Musculoskeletal, da. O să încep prin a vă spune faptul că tendințele, atât în modă cât și în medicină, sunt într-o continuă schimbare, și, având în vedere că speranța de viață a crescut semnificativ față de acum 40-50 de ani, și abordarea colegilor ortopezi este diferită. Vorbim mult mai mult în zilele noastre de tratamente conservatoare decât tratamentele chirurgicale. Dacă acum 15-20 de ani, 30 de ani era nevoie să tai un genunchi, să vezi ce este în interior. Acum putem face un remene sau diferite forme de explorări imagistice, prin care noi să aflăm, de fapt, cum funcționează uh, acele structuri. Uh, pe aceste considerente, uh, și recuperarea este într-o continuă dezvoltare începând de la tehnologii de fizioterapie complexe, tehnologii prin care putem să livrăm diferite forme de curenți pe materiale de osteosinteză, adică pe metale putem reuși ca perioada de recuperare să fie mult mai scurtă și să avem niște rezultate mult mai bune. Ca și patologii foarte des întâlnite, da? sunt diferite forme de întorse, de genunchi, de gleznă, probleme de umăr care, repet, înainte tot se operau, se protezau. Spre exemplu, o calcificare a unui tendon da? la nivelul umărului, cred că până acum 10 ani doar se operau. Noi reușim să facem o, un tip de intervenție care se numește barbotaj, se face sub ghidaj ecografic. Un alt mijloc de explorare da, funcțională extrem de importantă și pentru noi este extrem de important să-i livrăm pacientului nu numai trata indicațiile terapeutice corecte, ci pur și simplu în momentul când facem o injecție, o infiltrație, să o facem acolo unde problema este cea mai mare. Imaginați-vă că fără să-i fără să intri sub un radioscop undeva, să poți să bagi un într-o structură fără să lezeze alte structuri, nervi, vase de sânge și așa mai departe și să injectezi o substanță exact acolo în tendonul sau în mușchiul care are suferință și pe aceste considerente clar că pacienții sunt mult mai încrezători și vin mult mai simplu să, să facă recuperare Calcificarea din umăr da? tăiam, scoteam calcificarea, perioada de recuperare 3-7 luni și așa mai departe. Nu, acum pur și simplu într-o ședință se vine, se intră cu acu, se sparge cea calcificare, se extrage pe seringă, pacientul chiar o vede dacă își dorește, bineînțeles, și a plecat cu un număr liber. Poate mai face câteva sesiuni de chinoterapie și poate puțin fizioterapie și asta e tot. Da? Nu este internat, nu riscă infecții nosocomiale, nu, nu, nu și nu. Deci da, puteți bine. să veniți cu mai multe exemple de astfel de terapii, foarte uh, interesante. Sigur, uh, putem vorbi de terapii uh, injectabile, da? Deci da. Uh, putem vorbi de soluții viscoelastice, în popor se cunoaște ca fiind acid hialuronic. Acidul hialuronic este unul dintre substanțele pe care le conține o soluție viscoelastică. Acestea sunt foarte utile cu scop lubrifiant, antiinflamator, de exemplu, într-o artroză, cum ar fi genunchi, gleznă, umăr și șold. Putem vorbi despre terapii regenerative, cum sunt cele cu PRP, cu, care pot conține trombocite, pot conține leucocite sau, mai nou, avem o formulă care se numește Sanakin și conține citochine, citochinele care s-au discutat atât de mult despre ele în pandemie. Foarte, foarte bun terapeutic ca și, repet, pentru inflamație, durere și profil regenerativ. Putem vorbi de infiltrațiile cu cortizon, despre care foarte mulți dintre noi știm, dar. Asta vreau să vă întreb, pentru că cortizonul știm că este de mult folosit în terapie. Sigur. Cred că primele infiltrații pe care le-au folosit chiar reumatologii și da, care da, au fost folosite da. în țară sau la nivel mondial erau acestea cu cortizon. Sigur. Nu știu dacă sunt la fel de la modă ca acum 20-30 de ani. Cortizonul nu ar trebui să fie la mod, ar trebui să fie considerat necesar și util atunci când medicul decide că trebuie făcut. În niciun caz nu sunt fan injecții sau infiltrații da, fără număr cu cortizon, pentru că există multiple efecte secundare. Cortizonul, cel puțin la nivelul tinerilor, poate avea un efect catabolic, poate genera tot felul de modificări la nivelul structurii pielii, țesutului grăsos și nu numai. Iar într-o articulație este extrem de util, dar după o anumită vârstă. Doar că în momentul în care avem diferite probleme de sănătate, că vorbim de afecțiuni reumatologice, În puseul unei boli inflamatorii, vorbim de un traumatism sau de ceva lichid la genunchi, la un tânăr, atunci putem folosi acel cortizon, adică doar în anumite situații. Medicul ar trebui să fie foarte bine Uh, instruit uh, din acest punct de vedere și, bineînțeles, pacientului să-i se prezinte nu numai beneficiile, ci și posibile efecte secundare. Și în momentul în care pacientul nostru își asumă și înțelege importanța și riscurile pe care le poate avea, atunci decizia este mult mai ușoară. Dar uh, mai pot face o mențiune. Noi, în cadrul clinicii, folosim un anumit tip de cortizon care este agreat în Europa. Din păcate, cortizonul pe care noi îl folosim... Da, în România sau colegii mei folosesc în România și folosesc și eu inclusiv în spital pentru că nu se găsește ceea ce folosim noi aici în clinică, nu prea mai este recomandat. Și de aici apar tot felul de legende sau mituri urbane, de ce nu, de ce da, toată lumea se sperie, dar uh, cred că omenirea, pot spune, fără să folosesc cuvinte prea mari, a fost salvată de cortizon în pandemie. Haideți să recunoaștem importanța pe care o are. Dăm cezarului ce al cezarului. Clar, clar. Pe de altă parte, orice produs, orice medicament este, fără echivoc, o travă. Sine. În acest context, fiecare trebuie să știe, mă refer la medici de această dată, pentru că nu cred că și să ce cineva spune, dați-mi și mie 10 fiole da. de cortizon. Un, un, kilogram de cortizon. Exact. Ci mai degrabă prescriu medicii, da? da. Domnule doctor, atunci când vorbiți despre infiltrații, acestea se referă Strict la o anumită patologie? E o sferă a patologiilor pentru care infiltrațiile sunt bune. Aș vrea să fac o, o diferențiere, pe care o fac de altfel și în consultațiile, și cu pacienții de fiecare dată când vorbesc. Infiltrațiile sunt injecțiile sau injectările care se fac intraarticular. Adică, mulți, multe persoane vin pentru cu diferite dureri de spate și își doresc să facă o infiltrație exact. într-un cabinet. Exact. Din păcate, aici sunt contrazic mulți dintre colegii mei, eu consider că sunt niște injecții intramusculare, deoarece marea majoritate injectează paravertebral în mușchi. Infiltrațiile se pot face doar sub radioscop sau cu ghidaj ecografic. La nivelul fațetelor coloanei, la nivelul vertebrelor coloanei, și de aici e destul de complicat. Nu mi-aș dori să încurajez neapărat aceste tipuri de injectări, dar la nivelul mușchilor, într-o ruptură musculară, putem face o injectare. La o inflamație a unui tendon se face injectare. Într-o boală degenerativă, da? într-o artroză clar se va recomanda uh, o injectare. Și atunci, în funcție de zona pe care o injectezi, poți pune infiltrație sau uh, o injecție intramusculară. Și pentru că în ultima perioadă se vorbește mai mult ca niciodată despre minunile pe care le face acidul hialuronic. Da. Știm că este folosit în cosmetică, este folosit în estetică, da. adică, dar este un foarte bun tratament așa cum ați spus puțin mai devreme. Haideți să vedem în ce suferințe este folosit cu adevărat, exceptând acele estetice care fac uh, obiectul altei discuții. Da, da. Uh, noi îl, uh, îl, folosim în în uh, bolile artrozice. Uh, uh, da, poate fi o artroză de gleznă, genunchi, umăr, șol, după cum vă spuneam și mai devreme, dar uh, acidul hialuronic se folosește foarte mult și după intervențiile chirurgicale din sfera asta ortopedică. Deci după anumite artroscopii la nivelul genunchiului, ortopedul va recomanda după o anumită perioadă, 3, 4, 6 săptămâni variază în funcție de ce a operat acolo, aceste infiltrații. Deoarece acidul hialuronic... face acolo, Acidul hialuronic, de fapt, este o substanță pe care lichidul intraarticular o conține. Doar că noi, în, cu, o cu înaintarea în vârstă și cu factorul acesta degenerativ, substanța nu mai are aceleași calitate, aceleași proprietăți. Și atunci noi venim cu o alternativă sintetică prin care încercăm să recreăm acel echilibru de la articulația problematică. Doar că, vă spuneam și mai devreme, de fapt, denumirea corectă este soluție elastică sterilă, care practic funcționează ca un lubrifiant și de asemenea, de multe ori le expun pacienților mei, o balama la o ușă ruginită, degeaba o ștergi, o ștergi de praf, o ștergi cu apă, o zi, două va fi în regulă, dar după aia tot va scârți și e posibil să se rupă. Deci trebuie să și o atunci ai de să o ungi. acest lucru se întâmplă cu aceste soluții viscoelastice care conțin și acid hialuronic, și, care da, ulterior da, ajută, rehidratează acea articulație. Dar pe lângă acidul hialuronic, substanțele mai conțin și soluții antiinflamatorii și nu numai. De aici, pentru că pacientul nu se prezintă că a primit un diagnostic de artroză. Pacientul vine pentru că îl doare. Exact. El nu mai vrea să-l doară. Și aici e o chestiune, nu știu că e o cutumă sau este o chestiune de zonă, de popor, felul în care marea majoritate înțelege actul medical. Mi-aș dori ca pacienții noștri să înțeleagă mult mai mult ideea de profilaxie, de prevenție, decât a trata atunci când doare și nu se mai poate face mare lucru. Când doare deja este târziu. Este clar. târziu. Adică, dacă noi știm că părinții noștri, bunicii noștri, au avut o artroză, ar trebui să avem în vedere și lucrurile acestea. Și, bineînțeles, că aceste injecții, de exemplu, făcute la o anumită perioadă de timp pot ajuta ca degradarea să fie înfrânată și poate dacă mama noastră a avut nevoie de o proteză de genunchi, noi să nu ajungem să ne protezăm genunchi. Și atunci, clar, aceste injecții sunt extrem de benefice. Aici, în sala în care ne aflăm, sunt foarte multe aparate și mă gândesc întotdeauna dacă acestea sunt adaptate și vârstei pacienților, pentru că cei mai mulți se plâng de faptul că ajung într-un astfel de centru și ei trebuie să facă niște mișcări pe care nu le mai pot face. Pe de altă parte, un pacient cu proteză de genunchi a avut recomandarea medicului ortoped ca după această intervenție să facă exerciții de gimnastică. Ei bine, a ajuns la 93 de ani, a făcut și COVID, iar el oriunde s-a dus în spital sau acasă, în timpul știrilor, face gimnastică. Este absolut minunat. și <gânt> am zis, deci se poate depinde. Nimeni nu te pune să ridici greutăți de 500 de kg sau să alergi nu știu câți kilometri pe secundă. Ce înseamnă, de fapt, această uzină care este aici? Uzina în care ne aflăm este locul în care pacientul poate exersa, poate atinge obiective fizice, poate despre care nu știa sau credea că le-a pierdut. Noi avem grijă, adică în recuperare, medicul de recuperare, în momentul în care evaluează și stabilește un diagnostic, automat trebuie să-i apară așa ca în fața ochilor obiectivele pe care trebuie să le parcurgă, să le atingă pacientul. Și atunci Începând de la ameliorarea durerii, creșterea mobilității, tonifiere musculară, echilibru, coordonare și nu numai, pentru toate aceste aspecte trebuie să avem tot uh, necesarul. Și de aceea, noi în clinică uh, avem tot felul de dispozitive, începând de la bicicletă, de la platforme de echilibru, de la platforme de vibrații, tot felul, tot, absolut cam tot ce are pacientul nevoie. Spuneați de un pacient vârstnic la fel, pentru noi pacienții noștri, nu, la noi nu există limită de vârstă. N-au vârstă da. Dacă, adică uh, nu există chestia asta, ești în vârstă, acceptă și uh, poți să acasă și să aștepți ce. Uh, nu există chestiunea asta. Programul de recuperare, degeaba vorbim de protocoale de tratament, vorbim de o grămadă de lucruri, dacă nu înțelegem ideea de a personaliza tratamentul pentru pacientul pe care îl avem în față. Am mul mulți, mulți vârstnici octogenari, persoană trecută de 90 de ani, chiar am o doamnă din Italia care a suferit o fractură de bazin și i-a spus, doamne, dar eu până la fractură eu conduceam mașina. Eu vreau să mă întorc la fel să conduc mașina la 90 de ani. Da. Ceea ce pentru mulți se pare că e de SF, dar nu e adevărat. Adică, crescând speranța de viață, oamenii au nevoie de o calitate a vieții, au nevoie de alternative care să îi ajute în această speță. Și atunci, noi, pur și simplu, lumea medicală trebuie să se adapteze, să coboare toate standardele la pacientul pe care. Îl are sau să le ridice de altfel Pentru mine e groaznic să Adică nu, nici nu pot să concep Să am un pacient în față și să nu am alternative pentru el Slavă Domnului că în recuperare există E mai greu pentru colegii din alte specialități Domnule doctor, în final vă rog frumos Să transmiteți un mesaj ale spectatorilor noștri în primul rând, o să vreau să vă transmit și dumneavoastră și să vă mulțumesc încă o dată pentru atât pentru calitatea întrebărilor, și pentru inițiativa dumneavoastră, și pentru tot ce faceți pentru telespectatorii dumneavoastră. Aș vrea să le transmit oamenilor, în primul rând, faptul că sistemul medical românesc este un sistem în care există doctori pasionează ceea ce fac doctor care își iubesc semenii și uh, nu uh, fa vor face decât lucruri în favoarea lor. Este un aspect pe care vreau să-l transmit și cei care mă cunosc sau cei care au trecut prin cabinetul meu probabil l-au simțit pe propria piele, că există oameni care le pasă de sănătatea lor și își doresc ca ei să trăiască bine uh, și în siguranță. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Edis Mustafa. Mulțumesc, a fost o bucurie să fim împreună cu dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Ce mai putem spune? Nimic nu este pierdut. Indiferent de vârsta pe care o avem, în toate există o soluție medicală. Că este reabilitare medicală, că este un tratament, trebuie să avem încredere în medicii noștri, pentru că, așa cum ați văzut, există soluții la orice vârstă. Totul este să vrem. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați fost alături și vă îndemn ca de fiecare dată prețuiți sănătatea.